Salut și bine v-am regăsit! Continui seria dedicată Nadelor cu o prezentare a unui producător, un producător belgian, un producător cu mare tradiție, și anume Vandenaide. Pentru cei ce nu știu, Vandenaide este o companie deținută de familia Vandenaide, o companie înființată acum aproximativ 30 de ani de către Marcel Vandenaide. Pentru cei ce nu știu, Marcel van Vandanaide a fost un pescar cu rezultate deosebite, un pescar de staționar, care deține uh, titlul de campion mondial și nu doar o dată, chiar de trei ori. Pe lângă acest uh, rezultat deosebit de important, deține nenumărate titluri atât la nivel internațional, la nivel european, atât la individual cât și în pescuitul cu echipa Belgiei. După cum vă spuneam, el a fost omul din spatele brandului de astăzi, Van de Naide, omul care a pus bazele acestei, acestei firme. Firmă ce, pe lângă, să zicem, întemeitorul ei, de-a lungul timpului a colaborat cu nenumerați pescari, printre care cel mai cunoscut este Bob Nad, un alt multiplu campion mondial, De asemenea, el și cu Marcel au fost prieteni, au uh, continuat să aducă experiența lor în produsele Vandenaide. Pe lângă Bob Nad și Marcel Vandenaide, alături de ei au mai fost și Alan Scotorn, Filip uh, Caroie și mulți alții. Prin urmare, uh, firma Vandenaide este o firmă cu o lungă tradiție, o firmă cu nenumărate rezultate la pescuitul uh, la staționar, dar și la feeder mai nou. Este o companie ce are o gamă foarte diversificată de, de uh, nadă, dar nu doar nadă. După cum vă spuneam, uh, Vandernight produce pe lângă nadă și o serie de alte produse conexe de la aditivi, pelete, momel de cârlig, aditivi lichizi, aditivi solizi, praf adică și tot felul de argilă pentru pescuit. Este o companie cu un spectru larg de, de produse au un sortiment deosebit de variat de la nadele clasice până la mai nou lansata gamă dedicată exclusiv feeder-ului Toate nadele din seria feeder au sintagma feeder inscripționat în partea de sus, jos varietatea produsului. Sugestiv pe, pe pachet veți găsi un coșuleț cu locuri transparente în care puteți observa culoarea și granulația Nadei. De asemenea, pe fiecare produs marca Vandenite veți găsi logo-ul. Aveți numele celui ce am înființat această companie, Marcel Vandenite, de trei ori campion mondial și logo-ul acestei companii. După cum vă spuneam, varietatea sau gama produsă de vandă este foarte mare. Veți găsi de la nadă dedicată pescuitului la staționar până la nadă dedicată fiderului, de la nadele clasice cu ingrediente, să zicem, obținute din cereale, din produse de panificație tot felul de condimente, până la nadele moderne, nade bazate pe făinuri de pește, pe pelete zdrobite, dar, bineînțeles, simțindu-se nota sau caracteristica nadelor van den În general, aceste nade sunt un pic, să zicem, atipice față de, de restul sunt foarte aromate, sunt foarte, au, au foarte mulți mulți aditivi care le fac foarte atractive peștilor. Dar asta nu înseamnă că doar nada din gama feeder se poate pescui la feeder. Bineînțeles că și celelalte nade sunt pretabile pescuitului la feeder. Un avantaj ce-l văd eu pentru această companie este faptul că, având o gamă atât de variată de, de produse, este practic imposibil să nu găsiți o nadă care să facă față situației impuse. Au de la nadă pentru crap, la nadă pentru oblete, de la nadă dedicată pescuitului pe râu până la nadă uh, pentru pescuitul pe lacuri, pe ae suprafețe, comerciale, să spun așa. Pe lângă aceste game au și o gamă dedicată pescuitului la crap, de exemplu, Carp Master. Sunt nade cu un conținut proteic ridicat, nade pe bază de făinuri de pește, dar nu numai. Asta este interesant, au tot felul de mixuri. De asemenea, aditivii Bandanite sunt foarte, foarte reușiți. De la celebrul aditiv brase sau caramel până la adi alți aditivi, ambalajele mai nou au fost schimbate. Așa arată un ambalaj dintr-un lot mai vechi. Mai nou, toate ambalajele de aditiv sunt la fel. Singura diferență o reprezintă inscripția pe partea Vizit transparent a pungii și de asemenea, ca și uh, directiva europeană, am citit pe site-ul lor că au eliminat uh, coloranții artificial din aditivi. Asta nu înseamnă că au scăzut calitatea. Practic este vorba de același produs, doar că de data asta, varianta este sau culoarea este o culoare natur, fără a fi adăugati aditivi de colorare. Eu am încercat mai multe produse de la ei, nu m-au dezamăgit niciodată. Într-adevăr este un pic, să zicem, dificil, având în vedere paleta deosebit de, de variată a produselor, să zicem că este un pic, de, un pic dificil de a alege un anumit produs, dar farmecul sau atul acestor nu de tocmai asta îl consider eu faptul că poți mixa diverse produse de la ei pentru a se adapta apelor pe care pescuim. De asemenea, au una de dedicate plăticii, carasului, crapului, au și o gamă economică: niște pungi de 3 kg, ecomix se cheamă. La fel, dedicate diversor specii, babușcă, plătică, caras, crap De asemenea, au și niște argile foarte bune de pescuit. Sunt niște argile calitative. După cum am spus, gama este foarte variată, nu rămâne decât să, să o încercați. Un atu îl, îl consider eu că experiența unor nume mari în pescuitul la staționar, dar și la feeder. Experiența aceasta se regăsește și în, și în aceste produse, mai ales pe apele sălbatice, să știți că acolo unde o nadă bună face diferența, acolo aceste nade, să știți că excelează. Încercați-le, spuneți-mi ce nadă din gama lor v-a plăcut. Până data viitoare, nu mă rămâne decât să-mi iau la revedere și să continui seria de diverse clipuri de prezentări de nadă, de prezentări de producători, pentru a fi mai aproape de pescarii care sunt la început. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!